Cristina Ih, celebra fată de oraș, e și fată de casă. Paparații spynews.ro au surprins-o pe frumoasa vedetă la cumpărături, acolo unde a achiziționat tot felul de produse de curățenie pentru ca apartamentul în care s-a mutat recent cu Alex Pițurcă să fie lună. Nu a mers însă singură la cumpărături, ci însoțită de un angajat, probabil șoferul său, care a ajutat-o să care toate cele necesare. Cine m-a făcut o... Îmbrăcată foarte lejer, într-o pereche de pantaloni de training și o bluză, Cristina Ih a pus în coș toate cele necesare, asta nu înainte de a studia cu atenție fiecare produs în parte. După ce a achiziționat tot ce a avut nevoie, Cristina Ih a avut parte de o surpriză în momentul în care o bătrânică s-a apropiat de ea și a rugat-o dacă poate să o ajute cu câțiva bani. Cristina Ih i-a întins imediat o mână de ajutor, iar drept mulțumire, bătrânica i-a sărutat mâna. Ai grijă, ai grijă.